și bine ați revenit la Proful Online. Așa este, bine ne revedem, dragilor. Iată-ne gata, pregătiți să ne apucăm de treabă. Să lucrează intens. Dacă vă voi arăta ce se întâmplă acum, ia să vă arăt chiar. Deci, Noemi este cea care pregătește o problemă, este foarte tare atentă să-și facă o problemă, ne facă o problemă, dar noi așteptăm cu nerăbdare Ștefania să le rezolvăm. Nu sunt ei mai tari decât noi, că noi le rezolvăm, oricum vor încerca ei să o facă. Ia să văd, am să văd dacă camera o pot. Ia te vezi? Acolo, vedeți, dragilor, este Noemi, care vrea să ne facă o problemă. Bine, Noemi. Spune Ricky mai întâi. Întâi Ricky să facă. Da, bine. Băi, dar noi acum ce facem, șomăm? Nu se poate. Nu se poate. Reveni peste un minut. Bine, bine. 2, 3, 5. Așa. Gata! Da, trebuie să văd dacă o zbun. Nimic, o să vedem noi dacă este corectă sau nu, da? Da. Tu da. E important să ne-o dai. Poftim, Noemi. Zi, te rog. La un magazin se află lăzi cu piper și cu sare. Lăzi cu piper și sare, da? În total sunt 136 de kilograme. Deci, total 136 kilograme lăzi piper și sare. Cu piper și sare. De acord. O ladă cu piper cântărește 8 kilograme. Deci, una ladă cu piper egal 8 kilograme. Iar o ladă cu sare 15 kilograme. O ladă cu sare egal 15 kilograme. Lăzile cu sare sunt de 4 ori mai multe decât cele cu piper. Deci numărul lăzi cu sare de 4 ori mai multe ca cele cu piper. Câtele sunt? Deci, întrebarea, câte lăzi sunt cu două puncte sare și câte lăzi sunt cu piper? Da? Se află numărul lăzilor cu sare și acelor cu piper. Ștefania, ne concentrăm. Prima dată o facem 15 ori 4. 15 ori 4. De ce 15 ori 4? Ca să aflăm cât... Și că numărul lăzilor, cred că de aici plecă, numărul lăzilor cu sare, de 4 ori mai mult decât acelor cu piper. Deci dacă facem, printr-un segment punem piper, da. Și 4 le facem cu sare. Așa, piper, punem pe, da. Și sare... 1, 2, 3, 4. Bun. Acum. 15 ori. Ori 4. Sigur că da. Că sunt 4 de cu sare, da? Da. Deci am un 15 aici, un 15 aici, un 15 aici, un 15 aici. Și vrem să vedem într-un singur echipaj, dacă am avea o singură ladă cu piper, una cu sare și patru cu sare, să vedem cât ar cântări. 60. 60 ar fi
doar sarea. Da. Deci 4 ori 15 egal cu 60 kg. Facem 60 plus 8. Și mai avem un kilogram, o lădiță cu 8 kg de piper. Da? Și punem încă 8 și atunci într-un singur echipaj, compus dintr-o ladă cu piper și 4 lădițe cu sare, ar însemna 68 kg. Și? Și acum facem 136 împărțit la... Asta e mezul problemă. Deci 136, 136 care e cantitatea totală, nu? Cantitatea totală, împărțim la 68, ca să vedem de câte ori vom începe să facem echipajul de astea, de câte ori vom face, da? Și ne dăm 6 în 13, 6 ori cât fac aproape 13? Cel mai aproape e 12. 6 ori 2. Da? 2. 2 ori 8, 16. 2 ori 6, 12 și 1, 13. S-au împărțit exact. Da. Semn că a făcut foarte bine problema. A gândit. Știi care a fost șmecheria ei? Eu cred că a gândit așa. Și a făcut 1, 2, 3, 4, 15, 60, una cu 68 și a mulțit cu 2. Ea a mulțit cu 2 ca să ajungă la cantitate. Și ne pune pe noi invers să facem. Șmecheră ce este Noemi. Asta e făcut, da? Dacă mulțeai cu 3, dădeai o altă cantitate. Cu 4, o altă cantitate. Dar tu ai mulțit cu 2 ca să-ți vină mai ușor, mai la îndemână, nu așa? Da. Și este adevărat că în momentul de față... Astea sunt cu sare. Astea sunt lădițele cu pipier. A, cu pipier. Cu pipier, că două echipaje de astea. Deci răspunsul de aici este următorul. Două lădițe cu pipier. Da. Și facem 4 ori 2. 4 ori 2. 4 ori 2. 4 ori 2 egal 8 lădițe cu sare. Așa, asta este problema. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Am făcut un an mai că am făcut cu două la... De exemplu, cum am făcut la piper, am pus două segmente. Deci la piper ai pornit că numărul lor ar fi 2 și celălalt de 2 ori mai mult. Da. Sau de 3 ori mai mult. De 2. De 2 ori mai mult. Dacă îți spui de 2 ori la mai mult, este și așa asta o problemă. Dar e de parcă ai fi spus o singură lădiță cu pipier și două lădițe cu ce ai fi spus tu. A, deci nu fac așa. Deci acest lucru cu 2 și 4, care ar sfârna în echipaj, se simplifică la 1 și cu 1 și cu 2, că de 2 ori mai mult. Deci când faci așa, dacă vrei să faci o problemă interesantă, pune 3 categorii de lădițe, piper, sare și muștar, să zicem așa, și atunci tu acolo le compari una cu cealaltă de 2 ori, de 7 ori, știu eu, știi? A, da. Dar tot trebuie să iei pe cineva unitate de măsură. Da. Numărul lădiților de o anumită categorie cu un segment și urmă celălalt de 2 ori. Dragilor, observați ce se întâmplă. Suntem în etapa în care ne permitem acum să umblăm la formulări de probleme din ce în ce mai interesante. Nu? Iată, Noemi acum îmi solicită chestia asta. Ea vrea să descopere complet toată tehnologia de compunerea unor probleme, nu toate, în categoria aceasta, a unor probleme și mai dificile. Nu stă deoparte nici Richard și Richard în timpul ăsta. Analizează și își face o problemă. Deci noi suntem gata să o facem acum, da? Gata, să vezi acum. Nu știi că ai făcut-o bine sau nu? Să vedem! Așa nici Noemi nu era foarte sigură, dar în clipa care am apucat de treabă, ne-am dat seama că am făcut-o bine. Da, este lucrul cel mai frumos cu putință când ne îndreptăm pe partea asta a compunerii unor ieșițe, unor probleme. Este spectaculos. De fapt, acum am ușor voi înfrați meseria. Și știți ce se întâmplă? Eu din ce știu secrete de astea, vă comunic mai toate secretele și voi veți fi foarte puternici, foarte tari. Pentru că vei ști
cum anume fac probleme profesorii în culise și învățătorii, da? Ce au ei? Ce meșteșug au pus? Eu vă spun tot. Asta fac. Ce s-a spus? Zi-mi... Stevie pleacă la piață să vândă cireșe, vicine și fructul pasiunii. Deci cireșe, cireșe, vicine, vicine și fructul pasiunii. Și ce ai spus tu? Fructul pasiunii. Fructul pasiunii. E fruct. Băi, e un fruct ăsta? Băi, scriu aici? Da. Există așa ceva? Da, există. Bine. Există? Da, există fructul pasiunii. Vine și înghețe tot fructul pasiunii. Ia uși. Băi, cum să scriu așa, mă, dacă nu există? O fac de mare. Scrieți și... Rodie. Rodie, da. Există. Rodie, da? Sau gutui, gutui. Gutui, gutui, da. Gutui, gutui, gutui. Gutui, bun. Există. Căutăm internet. Căutăm internet, da? Da. Păi există. N-am timp acum. Da, bine, asta e. Am lăsat așa. Și, să las pe mine și pe da, mea ta, da? Da, da, da. I-am crescut. Pasiune. Uite, uite, ce-o fie. În total sunt 11.880 lăzi. Lăzmă? Nu, pardon, vreo. Kilograme, da? Deci, total, total, 11.000... 880. 880 kilograme de fructe de așa se, da? Da, da, da. O ladă cu cireșe cântărește 10 kilograme. Deci, cireșe, una ladă, ladă, cu cireșe 10 kg. Egal 10 kg. O ladă cu vișine 15 kg. Una ladă cu vișine egal 15 kg. Iar o ladă cu fructul pasiunii 19 kg. Una ladă cu fructul pasiunii. Așa. Cu, pasiunii. Cu așa. Unde punct de 19 kg. Cât? 19 kg. 19 kg. Lada cu fructul pasiunii este de 5 ori mai mare decât cea cu vișine și cireșe. Numărul zi. Numărul lăzilor. Așa, numărul lăzilor. Deci numărul lăzilor. Cu puncte puncte. Numărul lăzilor. Zi. Lor. Cu puncte, puncte. Este de 5 ori mai mare decât vișine și cireșe. Este de 5 ori mai mare decât numărul lăzilor cu cireșe și vișine, da? Da. Mai cine face, mai eu sunt cel mai bun. Mai cine face, ce probleme de acum, dure asta. De 5 ori decât cele două la un loc. Da. Dar cele două, zine și o relație între cele două. Da. Da, că nu mă descurc. Eu zic că ar trebui, ca să aflăm amândouă, să adunăm 10 plus 15, ca să aflăm câte kilograme sunt cu vișine și cireșe. Da, dar nu spune că numărul lor este egal. Că nu, dacă ne-ar spune că numărul... Ok, cel... și sunt egale atunci. Dar atunci vii cu precizarea asta. Deci numărul lăzilor egal cu numărul lăzilor de cireșe egal cu numărul lăzilor de vișine. Deci numărul lăzilor de cireșe, numărul lăzilor cu cireșe este egal cu numărul lăzilor cu vișine. Da? Deci numărul lăzilor cu cireșe e egal cu numărul lăzilor cu vișine. Da, da. Ce să o facem? Stefania, o facem? Nu mă dezbrac de pluzițe ca să meargă mintea foarte tare. Problema e foarte frumoasă. Numărul lăzilor
egal cu numărul lezilor cu cireșe egal cu acelor cu vișine. Adică dacă punem una cu cireșe și una cu vișine. Da, așa am făcut la, da? Segmente. La segmente. Unu, și am făcut de 5 ori la butoi. Și de 5 ori, cred că e bună ideea ta, foarte tare. Deci facem una, punem cireșe. Da. Și una cu vișine. Vișine, cireșe, și vișine. Facem 5 cu... Și nu 5. Adică de 5 ori mai mult decât astea două la un loc? Da. Păi așa ne-a zis. Ne-a zis că de 5 ori este de 5 ori mai mare decât numărul lezilor și cireșilor la un loc, se înțelege. Adică dacă am pus o lădiță cu cireșe, te supun 10 cu fruct. Păi nu nimic, părinte am făcut una cu 3. Da? Bravo. Și mi-a ieșit. Bine, imediat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? 10. Deci aici, nu o corectăm, măi, merge pe ideea ta, dar o corectăm îndată. Deci, aici se spune punct de puncte, nu? Gutui. Hai să pun și eu gutui ca tine. G, G, G și mai departe G. Deci, cât cântărește o lădiță cu fructul nebuniei? A pasiunii, pasiunii, mă. Cât costă? Cât cântărește o lădiță? Facem 19 ori 10. 19 ori 10. 19 ori 10. Și mi-am dă 190. 190. Bun. Și acum... 190 kg. Eu vreau să... 190 plus 10. Bun. 190 plus un 10. Plus și fac 10. Și încă plus cine? Și plus 15. Plus 15, sigur că da. Plus 15. Dăm, 5. 10 și 1, 11. 215. Da. Și aceasta este o... Este un echipaj. Da, un echipaj. Un echipaj. Exact. Un echipaj format dintr-o lădiță cu cireșe, una cu vișine și 10 cu puncte-puncte. Așa. Și acum, din rezultat, îl împărțim pe 250. Deci, rezultatul ăsta îl împărțim la 215. Dar trebuie să fac calculuri ca să vă dau un total... Corect. Da. Acum s-a prins de poantă. Știi ce face? Acum înmulțește cu un număr el, păi 215. Care vrea el. 10, 9... Așa. Și ne dă cantitatea totală și noi ne punem la proba inversă. Să împărțim pe numărul care îl obține el la 215 și să împarte exact. Da? Îl așteptăm că ideea lui acolo, să vedem ce număr ne dă. Dar asta e șmecheria. Așa trebuie făcut. Am făcut și eu cu 3. Cu 3, da? Și mi-a ieșit. Și ți-a ieșit bine, da? Da? Am făcut verificare. 2365. 2000, totalul, cum modificăm aici? Da. 2365. 2365 kilograme. Modificăm și noi acolo, da? Modific și tu. 2365. Eu fac una cu 4. Dar ce faci tu, mă? Chiar ne pui la încercare. E simplu. Da? Da. Deci da. 2000, hai să facem. 2300. Vorbește tu. Împărțit la 215. Da. Egal cu... Da. Luăm 3 cifre, că împărțitorul are 3, da? Da. Luăm și noi. 205 prin 235. O dată, sigur că da. 1 ori 5, 5. 1 ori 1, 1. 1 ori 2, 2. 5 din 6, 1. 1 din 3, 2. Nimic. Coborăm pe 5. Și ne-a dat exact cât e împărțitorul. Merge de? O dată. 215. Nimic. Și acum facem 11 ori 10. Deci, în clipa de față, avem răspunsul. Răspunsul înseamnă 11 lădițe cu cine? Cu
cu cireșe. Cu cireșe. Cireșe. 11 lădițe, că numărul lor e egal celor cu cireșe, da. Egal cu lăzile cu vișine. Da. Cu vișine. Vișine. Și câte lădițe vor fi cu... Păi acum facem 11 ori 10. 11 ori 10, adică 100... 110. 110 lădițe cu puncte puncte. Mă, și greia asta, gutui. Cu gutui, gutui. Și am făcut-o. Sâc, sâc, sâc. Da. Că ți-am făcut-o. Acum, da? Sunt, da. Vă spun. 11. Hai să facem proba. 11 ori câte? 11 ori 10. 11 ori 15. Și pe urmă 110 ori 19. Să vedem dacă ne dă în total 2365. Că ar fi, asta ar fi proba. Deci, dacă într-o lădiță sunt 10 kg cu cireșe, fiindcă sunt 11 cu cireșe, zicem 11 ori, spune tu, ori 10, egal cu... Acolo... 10, egal, da, da, da. Ori 10 este egal cu... Egal cu 110. 110 kg de cireșe. Acum o să facem 11 ori 10. 11 ori? Nu, ori 15. Ori 15. 11 ori 15. Ia să mulțim deoparte. 15 ori 11. Și ne vine ușor. 1 ori 5, 5. 1 ori 1, 1. Iarăși, 1 ori 5, 5. 1 ori 1, 1. 15, 5, 6, 1. 165 kg. 165 kg. Cu cine? Cu? Cu vișine. Vișine, sigur că da. Vișine. Bun. Și acum, 110 lăzi. Ori 19. Ori 19. Deci zicem 110, hai să facem tot aici, 110, mie vreau să facem 19 ori 110, 19 înmulțit cu 110. Și bine, 0 îl coborăm, da, 1 ori 9, 9, 1 ori 1, 1, 1 ori 9, 9, 1 ori 1, 1. 0, 9, 10, 2. 2090. Descriem că 19 ori 110 egal cu 2090. 2000, 0, 90 kg de gutui, cum ai spus tu, sau puncte, puncte, cum spun eu aici. Da. Puncte, puncte, că nu vreau să mai scriu. De adevărat, gata. 5, 0 cu 5, 5, 1 și cu 9 fac 10, și cu 6, 16, 6, scriem și 1. 1 și cu 1, 2 și cu 1 de înainte, 3, 2365. Perfect, perfect. A făcut proba și am văzut. Este și eu. Gata, te ascult pe tine. Sunt gutui, cireșe și mocov. Gutui. O ladă cu gutui cântărește 5 kg. Hai să scriu la asta, aștept un pic, da? Să aștept tabla. Gutui, cireșe și mocov. Gutui, cireșe și morcov. Așa. Gutui, cireșe. Hai să scriu gutui. Gutui. Cireșe și morcov. Da, gutui, cireșe și morcov. O ladă cu gutui cântărește 5 kg. Deci, gut, una ladă. Una ladă gutui egal 5 kg, da? Da. O ladă cu cireșe. O ladă cireșe. 5 kg. Tot 5 kg. Da. 5 kg. Și o ladă cu morcovi. Una ladă cu morcovi. Egal? Cât? 10 kg. 10 kg.
Lada cu gutui este de două ori mai mare decât lada cu... Nu, numărul lăzilor. Numărul lăzilor cu gutui. Da, este de două ori mai mare decât numărul lăzilor cu mocă. Numărul lăzilor. Numărul lăzilor cu gutui este de două ori, nu? Da. Două ori mai mare decât cine? Decât numărul lăzilor cu moco. Numărul lăzi moco. Da. Iar numărul roșilor cu cireșe este tot de două ori mai mare decât cel al mocovilor. Numărul lăzilor. Hai, doamne, ce ne face? Numărul lăzilor cu cireșe este de două ori mai mare decât cine? Numărul lăzilor cu morcovi. Tot cu morcovi, da? Numărul lăzilor cu... Bine că ne-ai dat cu cireșe. Că dacă ne dădea unul cu gutui, dacă ne dădea cu, de două ori mai mare decât gutuile, era tare problema, foarte tare. Dar ne-ai dat, ai fost dulăguță și ne-ai dat cu morcovi. Tot cu morcovi. Bun, ai fost o drăguță. De fapt, tu mi-ai spus că numărul lăzilor cu gutui e egal cu cel cu cireșe. Da. Că el se compară cu cine? Cu morcovi. Am de două ori mai mult decât morcovi. Deci ai fost drăguță, cu adevărat drăguță și nu ne-ai chinuit foarte tare. Dacă ne... Eu vă chinuit. Da? Tu mă chinui, da? Iar totalul este 40. Total 40 kg, da? Da. Bun. Ne concentrăm un pic, Ștefania. Și o facem sigur. Sigur. Deci, dacă gutui se compară, luăm o lădiță cu gutui. Da. Deci luăm una lădiță cu gutui. Facem un segment care e cu gutui. Da. Facem un segment cu cireșe. Da, cireșe zice de două ori mai mari decât gutui. Facem două segmente cu cireșe. Deci, unu, două cireșe, da. Și acum o să facem două segmente cu morcov. Două cu morcov, că tot cu, tot în raport cu gutui, da? Da. Morcov. Morcov. Și să vedem cât costă un echipaj. Facem... La gutui cât este? La o ladă cu gutui 5. Da. Una cu cireșe. 5 ori 2. 5 și iar 5. 5 ori 2. De 10. Da. Și la morcov? Și la morcov facem 10 ori 2. Așa. 10. 10. Deci 20. 20. Și acum le adunăm ca să vedem cât facem. 20 plus 10 egal cu 30 și 30 plus 5. Și ne dă 35. Deci un echipaj îi de 35 de kilograme. Da. Acum da. Trebuie să facem Nu merge 40 plus 4 la 35. Da, nu mergi. Nu a dat bine problema. Deci echipajul, la un echipaj am 35 de kilograme. Nu, i-am zis că este doar un segment cu 5. Nu se poate, că mi-ai zis că de două ori. Mi-ai zis că de două ori față de morcovi, cireșile. Deci trebuia să pun două segmente. Da. Păi da, dacă ai spus că numărul este de două ori mai mare, dacă e de două ori mai mare, te spun două segmente. Dacă spui de trei, puneam trei segmente. Putem să schimbăm numărul. Păi atunci cum poți spune ca să fie doar un segment? Nu, atunci spui numărul lădiților cu
gutul egal cu acelor de cireșe. Da, vreau să spun. Da. Dar atunci, hai să modificăm, să nu mai stricăm problema. Dar schimbăm numărul total. Sigur că da. Adică 35 îl mulțim cu cineva. Da. Cu cine să-l mulțim noi? Cu 5. Cu 5, cu 7, hai să mai fim 5 peste tot. Cu 10. Cu 10, dacă vrei tu că tu ești. A, sau e tot 10 acolo. Bine, cu... 11. Uite, e bine ușor la mulțire. Cu 11. 1 ori 5, 5. 1 ori 3, 3. 1 ori 5, 5, 1 ori 3, 3. Și am 5, 8, 3, 385. Deci modificat la problemă, 385. 385 kg în toate lăzile. Și ca să vedem numărul de lăzi, și împărțim 385. Împărțit la 35. Și merge ca 35 în 38. Merge o dată. Da, o dată. 35. Rămâne 3. Coborâm pe 5. A, 35. O dată. 35 și nimic. Și iată. Și acum facem 11. Răspuns. 11 lădițe cu gutui. Gutui. Dublu. De două ori mai multe decât asta. Adică 22 cu cine lădițe cu... cu cireșe. Da? Cireșe. Și 22, tot 22, că de două ori mai mult, lădițe cu... cu morcov. Da? Cu morcov. Poți să vă întreb ceva înainte să vă spun problema? Zim. Când mă înmulțire cu trei numere, adică 110 unități și jos 110 unități, ne-ați spus că... Imediat ce poți arăt? Da, te rog. Un exemplu, chiar dacă nu sunt rezultatele corecte. Da. 111 ori. 111. Da. Okay. 1, 1 începem și cu cifra. Normal. Da, dar te rog să începi chiar de sub ea, ca să nu greșești. Ah. Deci cu cifra cu care mulțesc, de acolo începi construcția cărdului. Deci 1. Ori 1, 1. 1 ori 1. 1. 1 ori 1, 1. Apoi facem 1 ori 1. Așa. 1 ori 1. 1. 1 ori 1, 1. Perfect. Și apoi facem 1 ori 1 și prindurile sunt. Neapărat. Ok, ok, pe i-am făcut bine atunci. Da? Ok, poți să spun? Da, da. Deci este esențial. Este esențial să construi, să o pui aici. Da, ok. Că dacă nu ai pus-o aici, e și complet. Da, ok, poți să spun? Te rog. Plec la piață să vând castraveți, roșii, varză și vinete. Ia, ia, ia. Castraveți, roșii, varză și patru. Vinete, da. Mai, ia ce ne faci. Ștefania, pregătește-te. E o problemă tare. Merge cu patru. Da? Ia să vedeți. Următoarea e cu cinci. Nu o să poate, dar voi chiar... Eu cu patru. Tu ai cu patru. Adică asta, după ce o spunem. Fai, Doamne, cine... Mă, dar observați că și noi suntem tari? Da, mă facem de fiecare dată problemă, nu? De fiecare dată, nu ne mai... nu ne teme. De fapt, deci, sunt castraveți, roșii, varză și vinete. Bun, o să vedem acum o dată. Să ștergem. Încă se mai văd. Dacă vreau să șterg și mai bine ca să nu se mai vadă. Dacă s-ar ști că ce probleme frumoase facem noi acum, credeți-mă, în momentul ăsta toată țara, toți elevii de clasa a patra, ar trebui să stea după lecția noastră în direct. Și chinezii pot? Chinezii nu... Bine, chiar dacă nu înțeleg, dar pot să se uite? Poate. Română spunea că se uite la zâmbetul nostru. La zâmbetul nostru? Da. Dar ai stat din vorbă cu ea, nu? A, nu, a spus ultima oară, nu a fost. Adică ei s-ar uita numai la zâmbetul nostru, nu? Așa, am înțeles. Uite, știi ce? Sunt atât de frumoase și de interesante, că voi pur și simplu aveți sentimentul că nu e adevărat. Că ați ajuns să faceți probleme. Știți, este spectaculos. Asta vom face de fiecare dată. Noi am plecat la o problemă care ne-a spus-o Ștefania și nu mi-am amintit eu. Țineți minte că nu mi-am amintit. Eu spunem încă o dată tuturor celor. Și acum nu numai că am reușit, am descoperit să facem foarte multe probleme pe baza șmecherii de acolo.
Deci asta era matematică. De ce matematică este foarte frumoasă, foarte frumoasă. Că suntem... Așa. Deci, Ricky, spune-mi. Plec la piață să vând castraveți. Castraveți. Roșii. Varză și vinete. Vezi? Roșii. Varză. Și vinete. Vinetele le putem nota cu vână. Vinete, da. Okay. În total sunt 70.252. Deci total. 70.252 kilograme. Da, de fructe. O ladă cu... De legume, hai să zicem, nu? Așa, da, legume, pardon. Legume. O ladă cu castraveți este de 20 de ori mai mare decât roșii. Ai numărul. Mergem în invers. Numărul lăzilor. Numărul lăzilor cu castraveți este de 20. Deci numărul lăzilor cu castraveți. Este de 20 de ori mai mare decât roșii. Este de 20 de ori mai mare decât roșii. Trebuie să punem puncte. Numărul castraveți, numărul lăzilor cu castraveți parcă ești, nu? Da. Nu, decât numărul lăzilor cu castraveți. Cu roșii. Da. Okay. Numărul lăzilor cu roșii este de două ori mai mare decât acelor cu... Ai idee, mie ce ne face? Numărul lăzilor cu roșii... Da. Este de două ori mai mare. Roșii? De două ori mai mare. Decât varză. Decât lăzile cu varză. Ne-ai făcut varză aici. Da. Și, iar, stați că nu mai găsesc o secundă. Da. Iar varza, numărul lăzilor cu varză. Lăzilor cu varză este de două ori mai mare decât acelor cu vinete. Varză de două ori mai mare decât acelor cu vinete. De două ori mai mare decât acelor cu vinete. Ok, și mai ce vreți? O ladă cu castraveți are 11 kg. O ladă cu castraveți, una ladă castraveți egal 11 kg. O ladă cu roșii are 19 kg. Una cu varză. Cu varză are 93 kg. Varză egal 93 kg. Iar una cu vinete are... Una ladă vinete, vene... Are 13 kg. Haideți, spor de loc. Îți aflăm numărul lăzilor. Câte sunt cu varză, câte sunt cu castraveți, câte sunt cu roșii, câte sunt cu vinete. Deci, o facem sigur. Păi da, hai să mai ne apucăm de lucruri, dar nu știu cu cine să încep. Numărul, o să luăm o ladă, care să fie cele mai mici ca număr? Păi segmentele? Da. Nu ne spune, lasă că ne concentrăm și noi. Eu știu, descoperim cum a gândit el. Da? Deci, castraveți de două ori mai mari decât roșii. Deci cele multe sunt roșii. Roșii de două ori cât varza. Varza decât vinetele. Mai întâi să o luăm pe prima. Ca să le rezolvăm în ordine. Deci să le luăm în comparație, nu? Da. Păi aici vreau să văd eu. Aici e povestea. Că nu știu cu cine să pornesc. Care să fie numărul cel mai mic. Cel mai mic număr de cine?
Deci numărul cel mai mic pe care să-l luăm. Vezi? Castraveții se compară cu varza. Da. Pardon. Castraveții cu roșiile. Roșiile cu varza. Varza cu vinetele. Cine să fie cel mai numărul cel mai mic? De la vinete, de la varză, de la roșii, cu cine să încep eu? Șmechere! Tu ne vrei să ne împotmolim, nu? Acolo cu tovarză murată. Vedeți că nu vă vedeți acolo. Da? Da. Nu mă văd. Gata, acum. Acum da. Acum mă văd. L-am adus acolo să mă ascund un pic, că problema e așa de frumoasă și nu știu cu ce să încep. Tu cu castraveții, dar castraveții dorm mai mult decât roșii. Adică, dacă ar zice roșiile, castraveții ar trebui să fie de două ori. Nu, sunt de 20 de ori mai mari. Au, de 20 de ori? Da, ce mai? Puteți spune puncte-puncte. Am înțeles eu ca segmente, am înțeles, mă, dar dacă încep cu castraveții, nu, cu roșiile, castraveții trebuie să spun de 20 de ori mai mult. Deci nu, nu pot începe cu roșii. Că roșii, la rândul lor, sunt comparate cu varza. Iar varza e comparată... Cu vinetele. Asta se încep. Deci încep cu o primă ladă vinete. Vinete. Da. Varza cât se pun, câte segmente se pun pentru varză ca să reprezintă numărul? Două. De două ori? Da, de două ori. Deci de două ori, unu, două. Asta e varză. Varză, varză. Iar pentru roșii, de două ori mai mare decât varza. Adică, câte se pun la roșii? Dacă de două ori mai mult decât varza. Am greșit iar. De două ori mai mult decât varza. Pe varza e atât. Și eu trebuie să spun de odată de două ori. De patru ori. A, da! Asta e. Patru segmente. Foarte tare. Unu, două, trei, patru segmente. Și așa când sunt... Cu cine? Cu roșii, nu? Roșii, da. Roșii. R. Da. Și acum, pentru... Acum trebuie să vedem... Castraveții. Castraveții spune că e 20 de ori mai mare decât roșiile. Că dacă roșiile sunt pe atât, eu trebuie să spun de 20 de ori. Deci spunem de 8 ori. Nu, de 20 de ori. De 20 de ori, adică cât punem? Punem castraveți. Punem puncte castraveți, foarte tare. Dar eu vreau să spun de 20 de ori asta. Dar odată înseamnă 4. Și iar... 4 ori. 20. De 20 de ori câte asta e și sunt 4. 4 ori 20, 80 de segmente. Yeah. Deci punem un segment. 1, 2, 3, până la puncte, până la cât? La câtea segment? La 80, da. 80 de segmente care se reprezinte. Ce se reprezinte asta? Castraveții. Da? Castraveții. De ce vreți să-mi stricați cariera de... De procurător. Păi dacă tu așa mi-ai spus... Da, dar nu știu că trebuie să-l iau așa. Deci nu știu că ești așa de complicat. E o problemă, dar... Dar fii atent, că ți-a zis gitare. Ți-a spus gitare. Am făcut și eu una. Tu e castraveții cu cine? Cu roșiile. Roșiile cu varza, varza cu vinetele, deci noi am trebuit să interesăm de numărul cel mai mic. De la vinete a trebuit să plecăm. Ok, am zis că următoare. Da? Deci ai înțeles? Vinete, că asta a fost numărul cel mai mic. Și pentru varza am pus două, iar pentru roșii, că ai spus de două ori cât varza, cum varza sunt două, de două ori mai mult am pus patru. Iar când mi-ai zis de 20 de ori mai mult decât roșiile, a trebuit să punem cum 4 sunt odată la roșii, din 20 de ori mai mult, 80 am pus. Bun. Acum am făcut-o. Eu zic acum să facem 93 ori 2.
Deci la vinete cât punem la vinete? 90. Nu, la vinete avem 13. Așa. 13. 13 ori 2. La vinete o dată. A, da. Da. La varză, ai zis foarte bine, la varză este 93 ori 2, da? Da. 93 ori 2. 2 ori 3, 6. 2 ori 9, 18. Deci 186 kg, da? Da. 186 kg. Acum facem 4 ori 19. Așa, adică 19 ori 4. Da. Deci 19 ori 4, 4 ori 9, 36, 3, ține minte, 4 ori 9, 4 și cu 3, 7. Deci pentru roșii punem 76 kg. Și acum facem 20, nu, 80. 80? 80 ori... Ori cât este? A, 11. Așa. 80 ori 11, pur și simplu. Și zicem 0, 1 ori 8, și 1 ori 8, 8. 880. 880 kilograme. Și acum trebuie să aflăm cât e în total, o pereche. A, așa. Nu o pereche, mai... Așa, e bine spus. O lădiță, cât gândești, în total echipajul format. Dintr-o lădiță de vinete. Din două lădiți de... De cine? Două lădiți de... De varză. Dintr-o lădiță de... E asta o lădiță, dar e de două ori mai cântărește mai mult. Da. Da? Deci de ce spunem 186? Da. Așa. Și 4 lădiți de 76. În total. Da, o să facem 880. 880. Plus 76. Plus 76. Plus 186. 186. Plus 13. Și plus 13. Egal cu 5. Deci 5, 6, 6, 12 cu 3, 15, 5 și 1. Și cu 1 ăsta fac 2 și cu 8 fac 10. Și 7 și cu 8 fac 15 și cu 10-le dinainte 25. Da. 5 și 2. 2-ul același cu 8 de aici fac 10 și cu 1 11. Da. Deci 1155 kg e dintr-un singur echipaj. Da, acum facem 70.202, dar sigur nu i-o dat. Bine, că nu s-au gândit la totalul corect. Acum hai să mulțim noi pe ăsta, hai să reparăm problema. Pe 1155 îl înmulțim cu un număr care vrei tu, că tu ești autorul problemei. Cu cât să îl înmulțim ca să vedem problema corect rezolvată? Da, un număr ușor? Un număr ușor. 10. Cu 10, că vine foarte simplu, nu? 93. Cu 9? Hai, mă, lasă-o încolo. Să am timp, să fac cu următoarea numără 5. Eu ce le face? Se ne dă de lucru ca să-și facă următoarea problemă. Nu știi de ce? Stai. Poți să spunem pe 115. 115? Da. Nu. 10. Cu 10. Hai, da. Cu 10. Oare 10. Care înseamnă cât... ori 10, va face de 11.550 kilograme de legume. 11.550, deci nu 10, 70.000, ci 11.550 kilograme total. Și acum facem 11.550 invertit la... 550 împărțit la 1155 și îți merge de o dată. Da. 1155 și nimic și 0 ducem la cât? Ca și cum aș fi împărțit prin da. Acum facem 10. Răspunsul corect. 10 sunt lădițe cu 10 lădițe cu vinete. Da, adică... Sunt 50 de minute. 50 de minute? Nu mai am dat răspunsul și gata. 10 lădițe cu vinete, da?
Îl zice cu vinete. Vinete. Apoi. De două ori mai mult. Adică 10 ori 2. 20 lădițe cu varză. Varză. Apoi 40 lădițe cu varză, cu cine este? Cu roșii. Roșii. Și de 80 de ori mai mult decât vinete, adică 80 de lădițe, 80 lădițe cu cine sunt astea? Cu de două ori mai mari decât cele din varza. Păi tot n-am zis bine. Vinetele, varză, roșii și astea ce au fost ultimele când au fost 20? Au fost castraveți. De, castraveți. Cu castraveți. Castraveți. A, asta este răspunsul corect. Da, dragi, oricum. Acum pot să spun eu? Da, da, spui tu problema. Asta-i șterg? Pe-ați și șterge, poftim.